Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te. Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te. Trezește-te, nu dormi. Iată, iată, vine mirele. Duhul cel din slavă, Duhul Sfânt. Ia-ți haina curată, Duhul cel din slavă, Duhul Sfânt. Căci de mult eu tot aștept, a mea nuntă ca să o încep. Căci de mult eu tot aștept, a mea nuntă ca să o încep. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă sus în cer. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă sus în cer. Și-am să-i cânt din harfe vii cele mai frumoase melodii. Și-am să-i cânt din harfe vii cele mai frumoase melodii. Oastea cea din cer va întreba pe mie de unde vin. Oastea cea din cer va întreba pe miel de unde vin. Mielul le va răspunde, vin de pe pământ din necaz. Mielul le va răspunde, vin de pe pământ din necaz. Vin de pe pământ, mult au suferit pentru acest loc. Vin de pe pământ, mult au suferit pentru acest loc. Dar acum s-a terminat, căci hainele și le-au spălat. Dar acum s-a terminat, căci hainele și le-au spălat. Lăudați să fie Domnul! Înainte să citim din Scripturi, 2 Împărați, capitolul 14, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că mâine seară este serviciu cu tinerii. De asemenea, în perioada aceasta vă aducem aminte de proiectele din Africa, din Mozambic, și de oportunitatea de a fi parte la ele. Aduceți-vă aminte de faptul că în buletinul duminical sunt scrise sumele și proiectele acelea. Vrem să cumpărăm un aparat de proiecție. Vrem să cumpărăm mai multe biciclete pentru pastorii de acolo. Vor veni aproximativ 180 de pastori la seminariile pe care le facem și vrem să ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvântăm pe cât mai mulți dintre ei. O bicicletă costă $100. Cel puțin o Biblie trebuie să le dăm la fiecare. Vă spuneam că o Biblie costă $20, dar pastorul de acolo, Armando, ne-a sunat și a spus că a găsit undeva o reducere cu $10 o Biblie. Uitați-vă în buletinul duminical și întrebați-vă dacă puteți deveni o binecuvântare cu mai mult sau cu mai puțin pentru oamenii aceia. Nu mergem în fiecare zi acolo, de aceea ne rugăm Domnului pentru o recoltă bogată. Acum citim cuvântul, 2 Împărați, capitolul 14, versetele de la 23 la 29. Ieroboam al doilea. În al 15-lea an al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit 41 de ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul său Iona, prorocul, fiul lui Amitai din Gad Hefer.
căci Domnul a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare. A văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. Domnul nu hotărâse să șteargă numele lui Israel de sub ceruri și i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas. Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război și cum a adus iarăși sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul, care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea în Cartea Cronicilor Împăraților lui Israel? Ieroboam a adormit cu părinții săi, cu părinții lui Israel și în locul lui a domnit fiul său, Zaharia. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, vă rog să vă așezați. Vă mulțumesc pentru prezența și pentru închinarea dumneavoastră înaintea Domnului și mă rog Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze după harul său și după nevoia dumneavoastră pe fiecare. Scuzați-mă. În această seară, prin harul Domnului, am ascultat cuvântul explicativ despre familia lui Corneliu. Este o familie din Cartea Domnului pe care o iubim, o respectăm, dat fiind faptul că este o familie dintre neamuri, care, fiind detașați din pricina serviciului în Israel, au înțeles că Domnul Jehova este adevăratul Dumnezeu și s-au convertit. A doua predică, cea care urmează, este despre împărații lui Israel. Noi știm că după cel de-al treilea împărat al regatului unit, respectiv Saul, David și Solomon, regatul unit s-a rupt în două și s-au format două regate, unul rămânând la Ierusalim, Iuda, și unul la Samaria, Israel. Noi vorbim despre împărații lui Israel acum, pentru că cei din Iuda i-am epuizat înainte să începem pe aceștia. Împărații din Iuda au fost unii buni și unii răi. Împărații din Israel au fost toți răi, toți 19. Primul dintre ei a fost Ieroboam I. În această seară noi vorbim despre al 13-lea cu numele Ieroboam și ca să nu îi încărcăm, îi spunem Ieroboam al II-lea. El este cu numărul 13 și cu numărul 19 se sfârșesc șirul împăraților și numărul monarhiei din Israel și sigur că ei vor fi distruși. Și Israel, cu aproximativ 150 de ani înainte de Iuda, va fi distrus de Imperiul Asirian. În această seară vorbim despre Ieroboam al II-lea, vorbim despre o perioadă de criză politică și militară în Imperiul Asirian, motiv pentru care Ieroboam, profitând de cei 41 de ani de domnie, o domnie lungă, el face foarte multe lucruri administrative. Și aș vrea să privim la faptul că el a domnit 41 de ani între 793 și 753 și 12 ani a fost coregent cu tatăl său. Coregent înseamnă că a fost un fel de împărat asistent împreună cu tatăl său, co-împărat, co-regent. Tatălui a fost Ioas, el fiind al cincilea împărat din seminția lui Jehu. Amintim faptul că Samaria, care în prezența împăratului Ieroboam al II-lea era capitala regatului de nord, Samaria a devenit capitala regatului de nord de-abia în anul 880, înainte de Domnul Iisus, adică în timpul lui Omri, care era tatălui Ahab. Pentru că în primii 60 de ani ai regatului de nord, capitala era la Tirța. Omri, tatălui Ahab, a cumpărat muntele, a cumpărat pământul acela, a făcut o cetate, un oraș, care a căpătat statutul de capitală al regatului de nord. Biblia vorbește destul de puțin despre Ieroboam al II-lea în ciuda domniei lui foarte lungi. Doar 7 versete, respectiv 23-29, este prezentată toată viața și activitatea lui. Extrem de sumar.
Istoria laică vorbește de asemenea despre Ieroboam al doilea. Biblia însă îl prezintă pe el ca pe un împărat de succes în ceea ce privește aspectele sociale, administrative, militare. Însă, din punct de vedere spiritual, omul acesta a fost un mare faliment ca toți ceilalți 18 împărați ai regatului de nord. Din această scurtă prezentare de 7 versete pe care o oferă Cartea a doua împăraților, capitolul 14, aș vrea să surprindem probabil 2 sau 3 aspecte. Primul dintre ele, aș vrea să surprindem viața spirituală a lui Ieroboam, bună sau rea. Scripturile menționează, în versetul 24, că Ieroboam a fost un împărat rău. Priviți, vă rog, Evanghelia. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și acum celebra afirmație care se repetă la toți 19, ba doar la 18, la unul nu se spune nimic, că a domnit foarte puțin, în 2 versete se spune de domnia lui și Biblia nu zice nimic despre asta. Dar la 18 dintre ei se repetă ca o ștampilă această afirmație. Și afirmația e următoarea: nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, e vorba de Ieroboam I, primul împărat dintre cei 19, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Observați că afirmația aceasta se repetă și aș vrea să ne uităm la cei 19 împărați și să vedem cum se repetă această afirmație. Mi se pare interesant. Mai întâi o să ne uităm la Ieroboam 1. Suntem în 1 împărați, capitolul 13, versetele 33 și 34. 1 împărați 13, 33 și 34. După întâmplarea aceasta, Ieroboam întâi nu s-a abătut de pe calea lui cea rea. A pus iarăși preoți pentru înălțimi, luați din tot poporul. Pe oricine dorea, îl sfințea, făcându-l preot al înălțimilor. Și faptul acesta a fost un prilej de păcătuire pentru toată casa lui Ieroboam și pentru aceasta a fost nimicită ea și ștearsă de pe fața pământului. Acesta este păcatul inițial al lui Ieroboam. Ieroboam întâi. Omul acesta a avut inimă și pur și simplu a crescut lideri, a făcut preoți, dar nu pentru Dumnezeu, ci pentru idol, pentru cultul păgân. Biblia spune, oricine dorea din popor să devină preot al cultului păgân, el îl sfințea dându-i calitatea de preot. Și imaginați-vă că probabil sute, mii, dacă nu poate zeci de mii de oameni au primit această competență, această autoritate spirituală să devină preot al cultului păgân. Și Biblia ne spune că peste tot, pe toate dealurile, erau înfipți în pământ tot felul de stâlpi la care oamenii mergeau și se închinau. Și din încredințarea lui personală, dintr-o religie pe care el o luase de la una dintre popoarele, de la una dintre etniile, dintre popoarele care înconjurau țara lui, el a făcut religie națională. Și niciodată în toată istoria regatului de nord, poporul nu s-a putut vindeca de acest păcat. La 18 dintre cei 19 împărați, Biblia menționează că a fost rău după modelul lui Ieroboam I. Și o să trec pe la toți cei 19 să citesc. Am citit de la Ieroboam I și acum mergem, sigur, la cel de-al doilea împărat, respectiv Baeșa, 1 împărați, capitolul 15, versetul 34. Baeșa a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. Cât de sugestiv e verbul a târâ. Al treilea împărat, Abiam, Biblia ne spune despre el că s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și inima lui n-a fost întreaga Domnului Dumnezeului său. Mergem mai departe și citim despre Zimri. Scriptura spune Zimri, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșise Baeșa și fiul său Ela și în care târâse pe Israel, mâniind prin idolii lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Ne mutăm acum, iertați-mă, acesta a fost Ela, acesta este fiul său Zimri și Scriptura spune, din pricina păcatelor pe care le săvârșise, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblând pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele pe care le făcuse Ieroboam și făcând pe Israel să păcătuiască. Mergem la Omri. Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Citim despre Ahab.
Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Aceasta este împăratul cu numărul 7. Dăm câteva pagini și ajungem la împăratul cu numărul 8. Este vorba despre Ahazia, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, este 1 Împărați, capitolul 22, versetul 52. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea tatălui său și în calea mamei sale și în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Căutăm un alt împărat, care este cu numărul 9, Ioram. Biblia ne spune în 2 Împărați, capitolul 8, versetul 18. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse toată casa lui Ahab. Mergem la împăratul cu numărul 10. Acesta este Iehu. Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel, dar nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. N-a părăsit viței de aur din Betel și Dan. Mergem mai departe și ne uităm la un alt împărat, Ioahaz. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, a săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele. Am citit din 2 Împărați 13 cu 2. Am ajuns la Ieroboam al doilea, împăratul cu numărul 13, și mergem la împăratul cu numărul 14, evident, Zaharia, fiul lui Ieroboam al doilea, 2 Împărați, capitolul 15, versetul 9. El a făcut ce este rău înaintea Domnului ca și părinții lui. Nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Acesta e împăratul cu numărul 14. Al patrulea verset în continuare, cu numărul 13, scrie despre Shalum, nepotul lui Ieroboam al doilea. Shalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al 39-lea an al lui Iozia, împăratul lui Iuda. Mergem în versetul 18, unde e al 16-lea împărat. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a abătut cât a trăit de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Versetul 24, e vorba despre Pecahia. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Penultimul împărat, cu numărul 18, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Am citit versetul 27. Și acum citim despre ultimul împărat cu numărul 19, în 2 Împărați 17, cu versetul 2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împărații lui Israel dinaintea lui. Probabil a fost un pic mai bun. Ceea ce am vrut să surprind a fost faptul că stilul de viață spiritual pe care l-a introdus primul împărat a rămas un model pentru 19 împărați, adică toată istoria acestui regat. Vă puteți imagina ce dureros este să faci parte dintr-o familie unde s-a creat o cultură datorită unui bunic care a avut o personalitate mai puternică și a reușit să influențeze masiv familia restrânsă și extinsă. Și toată familia i-a urmat modelul. Modelul bun sau modelul rău. Și fiii și nepoții și strănepoții și restul urmașilor împărtășesc stilul de viață, cultura familiei, care a fost impusă prin personalitatea puternică a acestui strămoș. Observați că 19 împărați, unii au domnit un an, unii 5, unii 10, unii 20, unii 41. Și totuși, în această perioadă lungă de monarhie în regatul de nord, nici unul dintre împărați nu a făcut excepție de la închinarea aceasta masivă cu caracter național pe care a introdus-o primul împărat. Fraților, când o biserică se obișnuiește să meargă într-un fel, este foarte greu să o schimbi, indiferent că merge bine sau rău. Pentru că omul se ține de ce face. Omul, în general, e perseverent, fuge de schimbare, chiar dacă schimbarea e bună. Nu toate schimbările sunt bune, dar ele trebuie analizate cu discernământ.
Nu trebuie să spunem, păi până acum de ce a fost așa? Păi până acum a fost așa pentru că să nu-l amintesc pe Roboam, cu numărul 1. În orice comunitate de oameni se creează obiceiuri. Nu toate obiceiurile care se creează sunt bune. Că omul care le-a implementat e un om, are părți bune și de altfel. Dar vine altcineva care le păstrează pe cele bune și mai corectează din cele de altfel. Noi trebuie să fim într-o continuă schimbare. De ce facem schimbări acasă? De ce nu spune, păi până acum cum am stat cu televizorul ăsta de două palme, alb-negru? Acum ne trebuie unul de nu mai are loc în perete. De ce nu ne mai mulțumim cu ăla de până acum? Numai la biserică, lasă-l așa că până acum cum a fost? Fraților, haideți să ne uităm un pic la istoria asta și să gândim lucrurile ca niște oameni mari. Să ne uităm la muzică, să ne uităm la predică, la conducere, să ne uităm la departamente, să ne uităm la relații, să ne uităm la toate lucrurile care compun viața spirituală administrativă a bisericii și să ne întrebăm, sunt lucruri de corectat? Răspunsul este întotdeauna da. Care sunt lucrurile astea de corectat? Care este viziunea noastră de corectare? În timp, cât timp ne-am luat ca să facem asta? Resurse, ce fel de resurse avem nevoie? Umane, financiare, spirituale? Dacă în casele noastre încercăm, în business-urile noastre încercăm să progresăm, la fel trebuie în casa lui Dumnezeu. Uitați-vă la istoria tristă a acestor oameni. 19 împărați au mers încălțați cu aceeași pereche de pantofi, numită idolatria. Și unul nu s-a gândit să o descalțe. Unu! Oameni cu oportunități. Erau înconjurați de oamenii de știință ai vremii, de oamenii cu minte, cu înțelepciune, oameni cu pricepere. Fiecare aveau secretari, numiți logofeți în vremea aceea. Și unul n-a făcut excepție. Toți au trăit în imoralitate, toți au trăit în idolatrie. Aproape că ne gândim, ce fel de oameni au fost ăștia? Oameni care au fost credincioși culturii în care s-au născut. Păi așa a făcut mama, așa a făcut tata, așa a făcut bunicul, așa e la noi. Hai să ne întrebăm dacă tot ce e la noi e bine. Hai să ne întrebăm un pic. Este impresionant să constatăm că oamenii aceștia au schimbat 19 împărați, dar n-au putut să schimbe idolatria. Idolatria a rămas și fiecare împărat care a venit a continuat cu credincioșie, între ghilimele, obiceiul idolatru de a te închina altcuiva decât lui Dumnezeu. De aceea, până la urmă, în 720 înainte de Hristos, vine marele împărat asirian și 3 ani și jumătate asediază Samaria și după 3 ani și jumătate o dărâmă. Știți cine a fortificat cetatea Samariei? E Roboam al doilea. Uitați-vă în carte. Vă puteți imagina că a cucerit cetatea Siriei, Damascu? Uitați-vă la nepotul lui, că a fost bătut de câteva ori de Ben-Hadad, marele rege al Siriei. El, profitând de vidul de autoritate militară și socială din Asiria și de faptul că Ben-Hadad moare și vine un împărat slab din punct de vedere militar, el se duce și cucerește Hamatul, cucerește Damascul, lărgește granițele și uitați ce spune istoria. De la David și Solomon, niciodată un alt împărat n-a lărgit granițele atât de mult, excepție făcând regatul de sud, care nu făcea parte din regatul de nord. Ieroboam a fost un strateg, dar a fost un mare păgân și un mare idolatru. Această religie idolatră a devastat națiunea și toți cei 19 împărați au fost niște servi a idolatriei și niște dușmani ai lui Dumnezeu, în timp ce au fost împărați în poporul lui Dumnezeu. Frați și surori, acești oameni au avut portofolii, au avut oportunități, au fost regi în poporul lui Dumnezeu, în timp ce ei erau împotriva lui Dumnezeu. Slujești ca împărat în poporul lui Dumnezeu și îl necinstești pe Dumnezeu, chiar pe marele stăpân. 19 dintre ei au făcut la fel, adică toți. Aproape că nu poți să-ți imaginezi cum vine asta. Mai mult de atât, prorocii Amos și Osea descriu
prosperitatea materială a domniei lui Roboam al doilea, dar și decadența morală, prăbușirea morală pe care omul acesta a moștenit-o și a păstrat-o, promovând-o. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este viața administrativă a lui Ieroboam. Biblia menționează că el a recâștigat teritorii pierdute, a făcut treabă bună pentru țară, el a restaurat domnia izraelită asupra regiunilor de coastă, mai ales dinspre nord-vest, cu Siria, a consolidat capitala și a fortificat zidurile. Istoria spune că grosimea zidurilor cetății Samariei avea 10 metri, aproape cât strada mare în care ieșim noi, pe care e biserica noastră. 10 metri! Imaginați-vă că pe ziduri se mergea cu carele, adică un fel de caleașcă, cum erau carele de război în vremea aceea, trase de cai. Așa de mare erau ziduri, 10 metri, 10 metri foarte mult. Cât de gros era zidul acela, cât de puternic era zidul acela. Armata asiriană, 3 ani și jumătate, a încercat să rupă zidul acela, să-l distrugă, să poată intra înăuntru. În asediul acela, oamenii ajunseseră muritori de foame. Se vindeau găinați de păsări, foarte scump. Auziți dumneavoastră ce mâncau oamenii ăia. Și totuși trăiau împotriva lui Dumnezeu. Mor de foame, dar îl slujești pe Baal. Deși Ieroboam al doilea a fost un domnitor puternic, el nu a organizat țara decât în jurul persoanei sale. Și o să vă spun de ce. Și testul ăsta funcționează în biserică. Dumneavoastră sunteți oameni mari. Dumneavoastră cunoașteți istoria multor biserici. În mod deosebit bisericile de unde fiecare dintre noi venim. Încercat, ăsta se numește testul lui Ieroboam al doilea din punctul meu de vedere. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Când el a trăit, a fost un copac atât de mare încât la rădăcina lui la umbra lui n-a crescut nimeni. Oricine era sub umbra lui se usca. Ați observat că într-o grădină unde e un nuc mare și stufos, sub el nu crește nimic, că la umbră nu crește nimeni. La umbră crește pământul. Ei, Ieroboam a fost un nuc gros și mare. La umbra lui n-a crescut nimeni. Știți de unde știu asta? Când el a murit, imperiul lui s-a destrămat de parcă a fost făcut din hârtie. 41 de ani a domnit și n-a putut să creeze o structură care să rămână. Dacă cineva păstorește 41 de ani într-o biserică și după ce pleacă el, biserica aceea într-o lună se rupe, se strică, atunci ascultați-mă, s-ar putea să fi făcut treabă bună cât a fost acolo, dar niciodată nu există un lider fără un moștenitor. Indiferent ce slujbă faci în biserica lui Dumnezeu, trebuie să crești pe cineva și trebuie să creezi o structură care rămâne. Că mori, că trăiești, că pleci, că te muți în altă biserică, în alt oraș, în alt stat, în altă țară, structura aceea trebuie să țină, trebuie să fie tare. Structura aceasta e formată din oameni și din reguli. Fraților, structura e formată din oameni și din reguli. Oameni care au poziții și sunt bine clarificate responsabilitățile lor. De unde până unde se întinde autoritatea și responsabilitatea dumitale? De unde? Unde începe? Păi începe de nicăieri și se termină nicăieri. Fiecare face așa, când se trezește și cum se trezește. Dacă în armată s-ar întâmpla așa, ce s-ar întâmpla? Păi probabil că ne-ar cuceri mexicanii. Asta s-ar întâmpla. Oameni puși la post și reguli. Regula pentru postul ăsta este asta. Dacă te miști, ești tras de urechi. E, omul ăsta 41 de ani a domnit bine, dar când el a murit și țara. Uitați-vă ce se întâmplă în timpul lui Zaharia, băiatul lui. I-a lăsat o moștenire foarte stricăcioasă. Nu l-a educat pe copilul ăsta, ăsta a ajuns împărat și n-a știut ce să facă. Nici pe băiatul lui nu l-a instruit, nu l-a învățat, n-a deșertat experiența lui de om în vârstă în el. Și copilul ăla a fost omorât după câteva luni de slujbă. Frați dragi, este bine să oferim cuiva peștele pe care îl prindem. Dar asta numai până când îl învățăm să prindă.
Un lider înțelept crește oameni la nivelul lui. Niciodată nu va crește alt fel de oameni decât oameni la nivelul lui. Și criteriile de selecție ale unui împărat nu sunt doar pentru timpul domniei lui, și sunt și pentru timpul de după domnia lui. Pentru că oricine vine, îi trebuie câțiva ani de zile să schimbe obiceiurile și legea. Și în acei câțiva ani, cel puțin vreo 4-5, funcționează vechile obiceiuri și vechea lege. Uitați-vă la omul ăsta, că azi a murit și mâine s-a zdrobit totul. De ce? Pentru că el a învârtit totul în jurul lui. Nu exista o structură de oameni și o structură de reguli care să funcționeze și când el moare și când el este plecat. Mă gândesc că atât în casele noastre, în business-urile noastre și mai ales în Biserica lui Dumnezeu, care e o comunitate de oameni care nu-s rudenii între ei și sunt pur și simplu indivizi străini unii de alții. Frăția noastră e doar prin credință, e o frăție spirituală, e în Domnul, dar noi avem case separate, business-uri separate, unul e bogat, altul e sărac, unul are casa, altul n-are, unul are cetățenia, altul n-are. Unitatea noastră e doar în Domnul. Ei bine, așa cum suntem, noi așa trebuie să ne organizăm. Încă lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie să se învârtă în jurul unei persoane. Nici o biserică, nici un departament și nici o formație. Pe nimeni nu trebuie să lăsăm să depindă totul doar de un om, ci fiecare are responsabilitatea să crească în jurul lui o structură care înseamnă oameni și reguli și structura aceea să dăinuiască. Altfel, dacă moare omul, moare și geabul, moare și țara, moare și biserica, moare și departamentul. Asta nu e înțelepciune, asta este aroganță. Este lecția istoriei pentru noi în această seară. Aș vrea să ne oprim și să ne uităm la viața noastră, să ne uităm la faptul că fiecare dintre noi avem o anumită mentalitate care ne conduce și fiecare dintre noi nu poate să vadă dincolo de dimensiunea experienței lui. De aceea fiecare venim în discuțiile noastre și spunem: eu cred că e bine așa. Dar ce înseamnă eu cred? Asta înseamnă dimensiunea experienței în care trăiesc eu, care sunt bune și rele, moștenite de la părinți, de la mama, de la mediul de hrănire pe unde am trecut în viață, oamenii care m-au influențat, experiențele care le-am avut. Dacă am fost furat de hoț de vreo două ori, tot timpul voi spune: aveți grijă și puneți două lacăte. Păi sigur că numai la asta te gândești, că ai două experiențe grele. Dacă nu te-a furat niciodată hoțul, aproape că lași ușa descuiată și spui: pe aici, pe la noi nu sunt. Ascultați-mă, ăștia-s peste tot și nicăieri. Aș vrea să stăm înaintea Domnului, fraților, și pentru că suntem oameni mari, să înțelegem și ce nu se spune, să înțelegem ce se scrie în rânduri și să înțelegem printre rânduri, să învățăm de la Cartea Domnului și să pricepem faptul că chiar dacă noi nu mai suntem în poporul Israel astăzi, noi suntem în Biserica lui Dumnezeu, care din anumite puncte de vedere este la fel ca și Israel, adică un număr mare de oameni care trebuie conduși înspre cer. Și una dintre marile reguli este că așa cum este împăratul, așa este și poporul, așa cum este și capul, așa este și coada. De aceea astăzi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o direcție clară și biblică, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune și să aibă milă de noi, să învățăm de la toate lucrurile pe care le-am văzut în viața aceasta, să fim înțelepți și să iubim neprihănirea, să fugim de tendința de a manipula și să fugim de fugim de mândrie și de orgoliu și să ne uităm la interesele împărăției și la ce rămâne în urma noastră, pentru că într-o zi vom sta pe un cântar al Domnului. El ne va cântări și va spune: vino sau du-te. Uitați-vă la împăratul acesta, că 41 de ani a trăit și a făcut nimic pentru Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm gândindu-ne la familiile noastre, la biserica în care ne închinăm, și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. Haideți să ne ridicăm.